Salutare, femei frumoase, și bine ne regăsim în partea asta online. Astăzi am alături de mine o invitată specială cu care vom povesti despre partea asta de feminin, călătoria asta minunată de a ne regăsi prin corp, prin emoții, prin schimbările ce se întâmplă în noi ca și femei la diverse vârste. Și felul în care eu m-am uitat la această poveste a fost subtitlul de Femeia pe care o cauți. Pentru că noi căutăm tare multe lucruri în afară, așteptăm să ni se spună, să ni se dea, plătim oricât pentru pastila magică, facem orice efort ca să obținem un material, un document, un curs, dar de fapt ceea ce căutăm este în mine, fiecare pe ea, ne căutăm și acțiunile țin de noi, chiar dacă lucrul ăsta este puțin așa inconfortabil și nu ne place de cele mai multe ori. E super mișto să avem ghizi pe drumul ăsta, să avem persoane care să mai prindă câte un beculeț pe drum, iar într-o lume în care noi trăim acum ca și femei, clar avem nevoie de ghidare. Ghidarea asta să ne ducă în interiorul nostru, nu să ne copleșească mai mult și să ne umple de mai multe informații, ci ghidarea de a face pașii spre noi, ghidarea asta de a ne simți noi pe noi și de a ne cunoaște până la urmă. Și am invitat astăzi pe Simona de la Femeia Fertilă, Simona Tanasă, care este naturopat, coach de sănătate, lucrează femeile în tot ce înseamnă trecerile prin diverse etape din viața lor. Lucrează cu medicina funcțională, terapiile Bach, partea de coaching, mai nou și cu multe teste noi care pe mine m-au intrigat și mi-au atras așa atenția. Și am invitat-o pe Simona pentru că atât în viața mea am trecut așa printr-un proces de descoperire sau de, nu știu, apropiere cumva de mine, prin schimbările care s-au întâmplat în mine, atât ce au ținut de COVID, ce au ținut de partea asta hormonală, de vârsta de 40, de emoții intense și alte cele. Și mi-am dat seama că dacă stau să mă uit în comunitatea mea de femei, Simona, să știi că este foarte mult despre probleme, despre necazuri, despre mamă, ce nasol e. Mă rog, femei care au 30 de ani și deja văd cum perimenopauza vine ca ceva foarte intens, ceva foarte greu. Și cumva mi-am dat seama, și între clientele mele, că discuția este despre câte analize, sute de analize să ne facem, sau ce suplimente cât mai complexe sau cât mai scumpe să luăm. Și mi se pare așa că este o mare varză, talmeș, balmeș, așa, pe tot ce înseamnă informația asta, pentru că sunt foarte multe informații, foarte mulți oameni care vorbesc și sunt foarte multe lucruri generale care încă nu le-am dus sau nu le-am aplicat la mine și poate să creeze o mare copleșire, mai ales în perioada asta în care toate femeile sau toată lumea este doctor Google, le știe, avem atâția doctori, atâta lume care face TikTok sau alte cele. Și mă gândeam, știi, zilele astea, înainte de povestea noastră, că uite, mama mea nu a avut din astea, n-a stat să se gândească cât colagen aduce, câtă vitamina D, cu ce combină D-ul. Adică cumva a trecut prin etapele astea, mama mea, bunica mea, evident că au fost efecte ale menopauzei pe care le-a simțit, dar cumva n-a fost asaltată sau nu a fost atât de copleșită de lucrurile astea. Și de multe ori aud, păi, de ce să ne preocupăm de lucrurile astea? Pentru că mama mea, bunica mea, a trăit altfel. Ce acum a figurii noi, numai cu suplimente? Dar în același timp, stă cu asta, am stat să mă uit că și viața mea s-a schimbat. Da, mama mea la 40 de ani mergea la câmp, privea, dădea la sapă, lucra fânul, era activă. Da, pe când eu mă mut de pe scaunul de la mașină, pe canapea și activitatea mea presupune destul de multă activitate mentală versus fizică. Stilul de viață, ce mâncau, adică cumva
Cred că ne-am schimbat foarte mult. Realitatea unei femei astăzi s-a schimbat foarte mult și cumva de aici aș vrea, Simona, să povestim și mai ales pentru că tu ai experiența atât a femeilor clientelor tale din România, cât și a clientelor tale din Germania, unde locuiești și poate ne începem un pic să ne spui despre tine și apoi să ne uităm la realitatea femeii din 2024. Bine ai venit! Te-am găsit, dragă Lia, și mulțumesc tare mult pentru invitație. De unde să încep? Sunt femeia fertilă, dar nu te speria dacă asculți acest podcast, pentru că pentru mine o femeie fertilă e egal femeie sănătoasă. Și pentru că există acest doom and gloom că odată ce faci 30 de ani deja ești pe slippery slope și nu te mai oprești, aș vrea ca prin brandul meu să atrag atenția că dacă ești sănătoasă, ești o femeie fertilă, ceea ce înseamnă că poți să intri în premenopauză mult mai târziu, deci văd deseori femei cu insuficiență ovariană deja în 30-40 de ani, deci mult înainte. Deci cu cât ești mai sănătoasă, cu cât corpul nu este inflamat, cu cât nu ești plină de toxine, cu atâta această perioadă de tranziție către menopauză este mai ușoară. Da, și cred că atrag în lumea mea mai mult femei după 40 de ani, pentru că și eu am peste 40 de ani și vorbesc deseori despre experiența mea cu perimenopauza. Și pot să spun cu mâna pe inimă că nu trebuie să fie dramatic, nu trebuie să fie acea teroare de care foarte multe femei vorbesc sau de care alți, știu eu, experți vorbesc, ci este această invitație de a te îngriji de tine și de a intra eventual într-un alt ritm în viața ta, pentru că ceea ce ai făcut până atunci nu mai funcționează. Și în cazul meu, deci ca să vă povestesc un pic ce s-a întâmplat la mine când am început să am niște variații hormonale și pe fondul stresului, și asta este iarăși un flex, să-ți dai seama ce este doar stres și ce este perimenopauză, că oricum stresul, cortizolul va bloca hormonii sexuali și va produce dezechilibre indiferent la ce vârstă ești. În cazul meu a început cu probleme de somn. Deci, efectiv, luni de zile nu simțeam că mă odihnesc și, de asemenea, un fel de brain fog, da, ceață mentală în perioada luteală. Și pentru că eu urmăresc de ani de zile ciclul menstrual, mi-am dat seama că se întâmplă doar în această perioadă când progesteronul ar trebui să crească. Și așa mi-am dat seama. Opa, stai un pic că s-ar putea să fie legat de progesteron. Mi-am făcut acel test, care uneori poate să fie relevant, un test de salivă, de hormoni. Și așa m-am hotărât să iau măsuri imediat. Și nu am așteptat ani de zile în care simptomele să se înrăutățească. Bineînțeles că eu am un stil de viață destul de sănătos și nutriție și suplimentare. De ani de zile sunt pe această cale datorită problemelor mele de sănătate. Am trecut și eu prin probleme de fertilitate, hipotiroidism cu autoimunitate, oboseală cronică, da, fibromialgie, lucruri care efectiv m-au pus în genunchi și m-au determinat să mă ocup cu iubire de mine și să, nu știu, am așa un pui de fecioară, puțin ipohondric, dacă vrei, dar știu, sunt foarte conectată la corpul meu și din acel moment am decis că asta nu se va mai întâmpla niciodată, să ajung așa de jos. Și pentru că sunt conectată la corpul meu și îmi urmăresc și ciclul menstrual și îmi iau
Deci aș putea să spun că în afară de problemele cu somnul, care apar de regulă când nu-mi respect orele de somn și când stau cu ochii în ecrane până târziu, nu experimentez probleme speciale. Deci poate să fie această perioadă împuternicită în care ai mai multă atenție și iubire pentru corpul tău de femeie și pentru statutul tău, da, în lume și ce vrei să creezi de la această vârstă încolo, când ai poate alte priorități, poate ești mai liberă decât ai fost înainte. Și asta nu înseamnă că dacă vine menopauza, viața ta se termină așa cum îți spune societatea în ziua de astăzi, că tu ai valoare numai cât ești fertilă. Nu este adevărat. Tu ești o femeie înțeleaptă, ai o viziune, poți să o dai mai departe generației tinere, tu poți să creezi și în continuare, chiar dacă nu mai ai ovulație, într-un proiect, într-o comunitate. Deci este o nouă fază din viața noastră care nu ar trebui să fie temută și pe care să o îmbrățișăm cu bucurie. De altfel, ne-am râs înainte să pornim înregistrarea că este perioada în care nu mai ai niciun fax to give. E eliberator să știi asta. De asta, uneori este important să cernem tot acest influx de informații care vine spre noi, pentru că este și mult frică acolo, inducere de frică și mentalitate de lipsă, că îmi lipsește ceva și trebuie să pun la loc și ceva nu este în regulă cu mine și nu funcționează așa. Cred că, uite, dacă acum câțiva ani era criza asta, 40 vine, că nu mai ești atrăgătoare, că nu mai ești interesantă, că viața e gata. Acum, cumva, cel puțin în gașca femeilor în care mă învârt eu, văd că e foarte mult discuția asta despre premenopauză, vine menopauza, mamă, de parcă vine baba clanță. Și pentru mine, de fapt, nu știu, eu așa m-am uitat la ea. E o inițiere. E, știi cum e în adolescență când ți se întâmplă ceva ce nu cunoști? Pentru mine, perioada asta de 40 plus mi se pare destul de asemănătoare cu adolescența și ca trăiri și ca stări și tot ce este și ca schimbări hormonale. Și Și ca hormon, da. Dana, și oarecum este o inițiere în a te descoperi pe tine cine ești tu, o viață trăită într-un fel sau altul și a te putea raporta la tine în momentul prezent. Pentru că eu, de exemplu, pe partea asta hormonală, undeva pe la 30 și vreo 2-33 de ani, pentru că eram într-o relație și teoretic doream copii, practic nu, corpul meu și-a dat un shutdown că dacă mintea n-a ajutat, a zis corpul, ne ocupăm de asta. Și a fost interesantă în momentul în care m-am uitat la analize, că ajunsesem să am geriatrice, așa, analizele, pentru că era foarte mult șocul în sistemul meu de nu, de fapt, pentru a face copii cu persoana respectivă. Și mi-a luat cam un an de zile de cursuri, de urlat, de toată furia aia, de fapt, ce era în corp, să iasă, să ajung să mă descoper pe mine, de fapt, ce vreau, ce nu vreau, de alimentație bună, de mișcare și așa. Și după un an de zile nu venea să cred ce minune s-a întâmplat în analizele mele, corpul cum răspunde. Apoi, undeva pe la un 38-39, când am stat să mă gândesc, oare eu mai vreau copii sau nu, totuși, în viața asta să-i fac? Din nou, corpul meu a zis, ok, ne retragem dacă. Și a fost fantastic când mi-am dat seama în ce fel corpul răspunde la felul în care gândesc, la felul în care, la emoțiile intense de supărare, de furie, de ce au. Și a fost un moment în care a trebuit să stau eu cu mine, apropo de a mă cunoaște și a realiza că intensitatea emoțiilor mele, a gândurilor mele, afectează corpul meu. Și că ovarele mele, tot ce înseamnă partea asta de creație, nu constă doar în a face copii. Și a fost un moment în care mi-am dat seama, ok, poate copiii nu o să fac, dar energia asta eu vreau să o păstrez.
Eu vreau să o duc în proiectele mele, în casa pe care o creez, în grădina pe care o creez an de an. Și a fost fantastic cum s-a schimbat din nou corpul. Și chiar am avut o clientă la un moment dat care ea s-a hotărât foarte clar, băi, la 45 de ani, clar nu mai vreau copii, am doi copii. Deci declinul în fizic, în momentul în care s-a hotărât, s-a instalat menopauza, dar a fost așa, de la 6 luni, în 6 luni, foarte mare schimbarea pe ea. Și a fost așa, eu sunt foarte prezentă la energia creatoare, la cum o folosesc, pentru că poți să fii și la 20, la 30 de ani, să ai și copii, dar să te hotărăști că nu mai vrei alți copii, ok, după 2-3, dar energia respectivă e de trăit. Și în momentul în care o oprești, e ca și cum e așa, și ai pus frână. Și atunci diverse chestii se întâmplă în interiorul nostru și evident că viața devine mai intensă puțin decât ar fi. Și e fantastic pentru mine perioada asta de premenopauză sau de menopauză, nu o văd ca nimic deosebit decât un moment în care se întâmplă în viața unei femei, dar care mă ține mult mai prezentă la mine și la corpul meu. Pentru că dacă la 27 eram sus pe mese în junglă în Thailand, la 40 nu mai îmi permit nopțile nedormite sau nu mai îmi permit abuzuri dacă mâncam prostii. Pentru că nu mai am atâta energie care să meargă în afară. Am mai multă energie care merge înăuntru, în ceea ce vreau să creez pentru viața mea. De-aia mi se pare o perioadă de inițiere această, știu, un 35 înspre 45, mi se pare o perioadă de inițiere să te descoperi. Să vezi, ok, din câtă energie am, încotro vreau să o duc, ce vreau să creez în viața mea, ce vreau să manifest, ce mi-e bine, ce nu mi-e bine, unde dau zero fuck, unde am nevoie de acțiune. Și dacă, nu știu, la 25 era, hai că merge și așa, mie mi se pare că perioada asta în care suntem noi este o perioadă de acțiune. Cumva ceea ce eu fac acum la 35, la 40, va avea un efect înspre 50, înspre 60. Și e o perioadă în care, cum ziceai și tu, cu iubirea de sine, știi, se... ok, de iubire de sine ce fac acum? Mai continui niște obiceiuri, mai aduc inflamație, mai zic că nu-mi pasă. Și cred că asta aduce multă educație în viața unei femei, pentru că văd foarte multe femei care stau cu anumite dezechilibre sau anumite simptome sau anumite fizic, e nasol. Primesc deseori e-mail-uri, uite, lì am o infecție de vreo 6 luni, oare să lucrez cu oul? Păi te duci și vezi ce există. Și uite, când lucram în Thailanda și aveam un medic naturopat și ayurvedic foarte frumos, mi-a plăcut cum mi-a explicat. El mi-a zis, corpul ăsta știe singur să fie în echilibru. Noi ne băgăm și stricăm acest echilibru, astfel încât corpul tău trebuie să se readapteze, un fel de grivei între picioare, face el ce poate o anumită perioadă de timp. Dar corpul tău știe exact ce are de făcut, tu trebuie să te dai la o parte. Și a fost fantastic asta pentru mine, pentru că atunci nu mă mai agit cu ce să aduc din afară sau ce să fac, mă uit la ce pofte am, mă uit la ce nevoie am. Știi, și zilele astea m-am întâlnit cu Claudia Bunești și râdeam că îi spuneam că sunt obsedată de pătrunjel, mărar și spanghel. Și nu înțeleg de ce. Și râdeam că e numai bine pentru corp și pentru detox și toate verzăturile astea, dar e fantastic când ajungi să urmezi corpul, știi? Și hai să vedem un pic din experiența ta cu alte femei. Cum se trăia ca și femeie acum câțiva ani și care este realitatea femeii de acum? Ca să o luăm de acolo, ca să înțelegem un pic ce e prezent, ce e nevoie, ce lipsește din viața unei femei în zilele astea. Ai vorbit despre aceste inițieri din perioadele noastre de trecere de la
pubertate și mai departe, ce ne lipsește, dar nici mamele noastre, nici bunicile noastre probabil nu au avut asta. Ne lipsește acel ritual de trecere și acea inițiere din partea femeilor înțelepte. Deci, cred că asta ne lipsește, această încredere în înțelepciunea corpurilor noastre. Acum ne-o luăm de pe internet și din păcate este foarte diluată sau foarte mult cel puțin vine peste noi și ne activează doar partea mentală, nu și inima noastră, să simțim embodied, da? Deci să întruchipăm acea înțelepciune că deci corpurile noastre sunt inteligente și știu exact ce au de făcut ca să fie bine și să restabilească echilibrul. Și ce s-a schimbat față, să spunem, de mamele noastre, s-a schimbat în mediu toxicitatea în care trăim. Deci este la niște cote extraordinar de mari. Nu știu dacă știți, dar fertilitatea este o problemă de sănătate mondială în prezent. Citeam ieri un articol că în America, de exemplu, sau în țările vestice, unul din trei bărbați experimentează probleme de fertilitate și cumva femeile își preiau foarte multă responsabilitate în partea asta de procreere, chiar și contracepția și o iau ele pe spuza lor, deși bărbații sunt fertili în fiecare zi din lună și până la vârste înaintate, femeile doar 5-6 zile pe lună. La femei, problemele sunt 1 la 4, da? Deci o femeie din 4 are probleme de fertilitate, ceea ce ne dă indicii despre toxicitatea din mediu. Este vorba de parabeni, de acei xenoestrogeni și substanțe veșnice care nu pot fi desfăcute, nu pot fi, nu se, nu dispar, nu pot fi degradate și care funcționează în corpul nostru ca niște disruptori endocrini. Femeile cumva reacționează mult mai puternic la asta decât bărbații, pentru că noi avem aceste fluctuații majore și estrogenul este unul din hormonii noștri principali și bărbații în ziua de astăzi au foarte mult estrogen, ceea ce le afectează inclusiv bărbăția, da, testosteronul. Iarăși o mare problemă este faptul că de vreo 40 de ani încoace femeile încearcă să mimeze bărbații și ritmurile lor, ritmul circadian, te trezești dimineața ca soarele, ai testosteronul mare, ai energie și seara cazi lat. Ei bine, biologia femeiască este puțin diferită. Avem și noi un ciclu circadian clar, avem și yin și yang. Apropo, medicina tradițională chineză este prima endocrinologie a lumii, yin și yang, acest echilibru, dacă nu-l avem, nu avem sănătate. Deci avem și una și alta, numai că dacă te-ai născut în corp de femeie, este bine să-ți, recunoști și să-ți onorezi ciclul tău menstrual, care este format din două faze principale. Este faza estrogenului, primele 2 săptămâni, da, după menstruație, în care estrogenul crește și determină ovulația. Și a doua fază, care este faza progesteronului, este toamna noastră, dacă vrei, în care intrăm încet, încet într-un alt ritm, ne odihnim mai mult, mâncăm mai mulți carbohidrați, nu facem diete, nu facem post. Și avem eventual grijă mai multă de noi și ne acordăm timp de calm și de liniște. Asta nici mamele noastre nu au avut, dar poate nu au avut această toxicitate în mediu și ce nu mai avem noi astăzi, în ziua de astăzi, cum spuneai tu, această mișcare, pur și simplu să fim mai active și să fim în natură, să fim afară. Deci noi trebuie să creiem contexte de mișcare, de exemplu, sport organizat, yoga, pilates, știu eu mai ce, sau pur și simplu eu trebuie să-mi stabilesc jumătate de oră să fac o plimbare în parc, ceea ce vreau să spun, ador și dacă nu o fac într-o zi, o resimt. Adică simt că mă strânge casca dacă stau 2 zile în casă, pentru că atunci când ieși afară, această perspectivă mai mare te ajută să te simți în siguranță. Și
Asta poate nu avem noi, iar una din problemele cele mai mari în ziua de astăzi este, de exemplu, lipsa de vitamina D și de nutrienți care lipsesc din solurile noastre, din cauza tehnologizării. Iarăși revenim la toxicitate, dar și la această lipsire a nutrienților din solurile noastre. Magneziul lipsește din soluri, seleniul lipsește din soliu. Guvernul s-a gândit în anii 1995, parcă, să iodeze sarea, dar nu s-a gândit că în lipsa seleniului o să avem foarte multe probleme de tiroidă. Deci s-au întâmplat foarte multe lucruri în ultimii 40 de ani care schimbă biologia, chiar și genetica, dar noi reacționăm și la mediu și la factorii din afara noastră da, nu putem să spunem da mama, da bunica, așa, pentru că ei mâncau altceva care nu era stropit cu pesticide, cu glifosat, care are rol antibiotic și distruge flora intestinală. Mâncau murături, mâncau lucruri, chestii pe care le plantau sau le luau de la țară, sau beau lapte de vacă de la o vacă și nu era hrănită cu antibiotice și cu hormoni de creștere. Deci, există foarte, foarte multe elemente din această zonă și recent am explorat niște studii legate de mutații genetice și se pare că însăși toxicitatea are efect asupra genelor noastre, da? Deci noi trebuie să ne adaptăm cumva la toată această supă chimică. Sistemele noastre nu mai fac față la detoxifiere. Din păcate, medicina convențională nu ia în calcul acest aspect. Se presupune că ficatul, intestinele, rinichii fac treaba de la sine putere, dar pentru a o face, noi știm, de exemplu, că ficatul are nevoie în fazele sale de detoxifiere de anumiți nutrienți, dacă nu-i avem, magneziu, cum spuneam, vitamine B, vitamina D, deci nu reușește să-și facă treaba cum trebuie. Intestinul, dacă nu are fibre alimentare din legume, da, nu-și face treaba cum trebuie. Și uite așa, avem o nouă situație în acest an de grație 2024, când se vorbește foarte mult despre premenopauză ca fiind acest dedeluș în care nu mai ai control, dar chiar dacă nu putem să controlăm totul din mediul nostru, există un set de alegeri pe care le putem face și acțiuni, egal karma, da? Ca să putem schimba karma, trebuie să faci acțiuni noi, trebuie să creezi o karmă nouă și aici este unde noi avem foarte multă putere să schimbăm lucrurile. Și mie mi se pare, Simona, că începe partea asta în momentul în care reușim să înțelegem de unde plecăm. Dacă vreau să ajung în Brașov, trebuie să știu de unde pornesc ca să pot să calculez distanța. Și exact cum ai spus tu, în momentul în care înțeleg că pe de o parte există foarte multe lucruri care aduc toxicitate și asta se întâmplă în locurile în care trăim, prin ceea ce mâncăm și dăm așa, copleșim cumva corpul ăsta care oricum își face treaba și nu are toate analizele, nu are toate mineralele, nu are toate vitaminele, n-a văzut soare, nu-l mișcăm, nu nimic, dar vin și mai multe toxine care vin spre noi. Cumva e un loc de plecare. Deci cumva, băi, plecăm de aici și în același timp, cred că mai este ceva în stilul de viață. Când locuiam la țară, mi se părea așa o viață de ușoară. Bunicul meu mergea dimineața, dădea pe rouă la coasă, noi ne duceam cu micul dejun, cu bunica, apoi dormeam toți sub nuc. Ne stăteam că doar era căldură mare, mai începeam pe la patru, mai făceam ceva, adică era un stil de viață care presupunea și partea asta de hrănire, de încetinire, de liniște. Eu de multe ori mă întreb, nu știu cum clientele mele, care eu le-aș numi eroine, eu nu înțeleg cum trăiesc.
De la 2-3 copii, de la program cu copilul, școală, after school, joburi, shopping, gătit, curățenie, 7.000 de chestii. Deci eu în momentul în care îmi vin la o clasă, fie că e live, fie că e online de 3 ore, eu zic, mamă, deci nu vă dați seama ce eroine sunteți într-un stil de viață din ăsta nebunesc, să-ți iei 3 ore pentru tine. Și mi se întâmplă, de exemplu, noi ne întâlnim săptămânal la București și mi se întâmplă că vin femeile duminica și dorm. Și la început o luam foarte personal, știi, adică chiar ce spune, chiar așa plictisitor, nu, pur și simplu sunt obosit, dormiți, întindeți-vă, dormiți, ok. Deci cred că asta cumva mi se pare important de luat în calcul, pe lângă antibioticele și pesticidele și tot ce ne dă peste cap. Noi avem și un stil de viață care nu mai e tihnit, care nu mai este hrănitor, care eu dorm 4 ore pe noapte și mă întreb de ce suplimentele nu-și fac efect. Păi, hai, mă mir de ce am creierul în ceață și nu reușesc să dorm. Păi, stilul de viață este unul care și ăla contribuie. Și în momentul în care îmi dau seama, băi, plec de aici, plec de la aceste premise, plec de la aceste lucruri care se întâmplă în viața mea, atunci mi-e mult mai ușor apoi să fac acțiuni, să fac schimbări, să fac anumite mișcări de trupe, de stil de viață, de suplimente, de mâncare, de orice, care să mă ajute. Și cumva, ca să ajungi la acțiune, trebuie să știi de unde pleci. E adevărat. Și cred că un punct bun de plecare pentru orice femeie este să-și cunoască ciclul menstrual. Și pentru asta nu ai nevoie de niciun ban, de nicio analiză, de nicio vizită la doctor. Există bioindicatori de sănătate incorporați în corpurile noastre. Este vorba de mucusul cervical, care apare în prezența estrogenului și este la fel o modalitate de contracepție și concepție, dar nu trebuie să înghiți pastile toată luna pentru asta. Este vorba de temperatura bazală a corpului care se schimbă cu jumătate de grad după ovulație și așa poți să-ți dai seama, a, progesteronul meu este în regulă, da, deci am echilibru hormonal sau nu și atunci poți să iei măsuri imediat și să nu aștepți ani de zile, poate, să se înrăutățească lucrurile ca apoi să trebuiască să faci testele, să iei suplimentele, să ai nevoie poate de un an să-ți revii. Și mai este poziția colului uterin și noi avem dificultăți să ne atingem. Da? Deci mi-aduc aminte când eram dula, cred că ți-am povestit ție lucrul ăsta sau am mai povestit la cineva. Începea nașterea și femeile se întrebau, oare să mă duc la spital? Și știi că dacă ajungi la spital prea repede, este posibil ca nașterea să se prelungească. Și zic, da, de ce nu-ți controlezi tu colul să vezi dacă ești dilatată? Cum pot și eu? Păi da, că este corpul tău. Deci starea să vezi unde este colul uterin îți poate da de asemenea indicii în ce fază a ciclului menstrual te afli, dacă este o perioadă fertilă în care ai putea să rămâi însărcinată sau dacă vrei să faci contracepție, să folosești metode de barieră. Adică sunt o grămadă de lucruri. Mai sunt și chestiile astea tehnologice, de exemplu inelele astea șmechere, sau sunt tot felul de brățări cu care la fel poți să-ți verifici semnele corpului și să știi cum ești. Și dacă, uite, vorbeai ce, mai devreme legat, dacă știam la 20 de ani ce să fac sau dacă mai merge atunci, e bine, dacă tu la 20 de ani îți cunoști ciclul menstrual, știi exact când poate să faci un abuz, da? Mai poți să faci un party și să pierzi o noapte și să bei poate alcool în faza foliculară, dar în faza da, luteală, te liniștești, da, și ai un pic mai multă atenție față de progesteronul tău, care este hormonul calmului și al liniștii interioare și al sarcinii, bineînțeles. Eu Așadar,
Da, Eu să știi că cred că folosesc de la 20 și de ani o aplicație My Calendar, care era o aplicație și de Android și de iPhone. Și am acum foarte mulți ani când am citit cărțile Alicei Vitti despre partea asta de... Cumva am încercat să mă înțeleg într-o ciclicitate de 28-30 de zile cum funcționez. Și a fost fantastic pentru că am făcut chestia asta vreo 3 luni de zile în aplicație, în care îmi scriam simptome și îmi dădeam seama de cum funcționez. Și cumva era foarte ușor să înțeleg, ok, acum urmează chestia asta sau uite, lunea asta am avut dureri la ovulație. Sau am fost mult mai furioasă sau am fost mult mai dornică de sex cu 2-3 zile înainte de menstruație. Menstruația mea a fost de 28 de zile, a fost de 30, s-a modificat, s-a schimbat și a fost fantastic să îmi dau seama, să văd ce expresie este menstruația de fapt despre luna prin care am trecut și apoi să mă uit să-mi planific cumva activitățile, știi? Că, de exemplu, degeaba la ovulație sunt foarte entuziasmată și îmi pun 3 workshop-uri când sunt în plină menstruație, când tot ce vreau este să stau cu o cană de ceai. Deci m-a ajutat un pic cele 3 luni în care m-am urmărit, iar acum, 12-14 ani mai târziu, mi-este mult mai ușor. Pot să spun când sunt la ovulație fără să mă uit. Din Exact. felul în care se simte corpul meu, din poftele pe care le am, din nevoile mele. Și, din nou, este cum ziceai tu, să nu ne luptăm în momentul în care înțelegem că am nevoie de carbohidrați înainte de, pentru că asta este mâncarea de care are nevoie corpul meu, să înțeleg lucrul ăsta și în loc de chipsuri și pizza, pot să mănânc altceva care este O și dulce. hrănitor. Și hrănitor. Da. Tu, pentru asta, cum spuneai și tu, trebuie să-ți iei acest timp pentru tine și să ieși din roata asta a făcutului, da? Deci, cumva, suntem mai mult în energie masculină și asta ne golește rezervoarele și ne dezechilibrează și este nevoie să ai acest timp cu tine, un sfert de oră, jumătate de oră în care să faci journaling sau să-ți urmărești semnele corpului. Bine, de exemplu, temperatura poți să o iei într-un minut și să o documentezi, deci nu e mare lucru, dar acest act al statului cu tine și cu corpul tău și să ai această atenție și știi, energia acolo unde îți pui focusul crește de regulă, da? Și corpul se bucură de fiecare dată când primește această atenție. Deci, mai mult și mai mult, ceea ce ne lipsește în ziua de astăzi este aceste momente cu noi și odihnă profundă sau tihnă, în care poate să nu... Să nu fim deranjate, să fim numai noi cu noi și să putem să ne conectăm în mod profund. Și așa poți să oprești și mintea, așa poți să intri și în domeniul emoțiilor, să te analizezi. Citeam recent un studiu din anii 90 legat de journaling, că este egal cu terapia, ba chiar mai bun decât terapia, pentru că tu îți exprimi aspecte adânci din subconștientul tău prin scris și vezi, dacă faci lucrul ăsta după o vreme, că îți transformi poveștile la care eventual copilul tău interior le-a creat în anumite circunstanțe și care eventual funcționează pe pilot automat dacă tu nu le dai, nu le transpui în cuvinte. Da? Și scrisul activează o parte din creierul nostru care este legată, da, de logică și atunci noi, adultul, putem să luăm această decizie. Hei, această poveste nu mai este validă acum la vârsta mea, deci pot să o schimb. De asta, pentru orice lucru de valoare pe care vrem să-l obținem, orice transformare în viața noastră este nevoie de timp cu noi și de răbdare, da? Nu de o pastilă magică. Uneori este nevoie și de ajutoare, de îngeri, dacă vrei, dar munca interioară și timpul este un element în dimensiunea noastră foarte important pentru a crea ceva durabil, care are fundație stabilă. Da? Și asta este foarte important pentru femei să știe. Da, mie mi se pare că foarte multe femei se luptă cu partea asta de
energie masculină din ele. Da, mamă, sunt în energie masculină tot timpul, aș vrea să schimb ceva, aș vrea să fac ceva. Și pentru mine e important să înțelegem că nicio femeie n-a ajuns în energie masculină pentru că și-a dorit, s-a trezit într-o dimineață, o să fiu bărbată, ci orice femeie care a ajuns în acest masculin, care îi conduce viața, care îi conduce emoțiile, care o face să fie pe supraviețuire, este o femeie care s-a simțit în nesiguranță. Este o femeie care nu a fost într-un mediu în care să fie hrănită și atunci a zis, ok, dacă nu există, voi face eu ceva, voi schimba eu ceva și de cele mai multe ori, poate acel divorț, poate moartea cuiva drag, poate concediere, poate acele lucruri care a determinat războinicul să iasă, nu mai sunt valabile. 5 ani, 10 ani, 20 de ani. Iar tu, ca femeie, trăiești pe o lipsă, o nehrănire, o neiubire, pentru că acest masculin interior încearcă să te protejeze. Dar în timp ce te protejează, femeia ta nu mai trăiește, femeia ta nu se mai bucură. Și atunci, la un moment dat, trebuie să facem o alegere, să lăsăm să meargă într-o permisie, într-o pauză pe acest războinic și să luăm alte decizii. Și să luăm niște decizii care să ne hrănească. Și deciziile astea cred că pot să vină, știi, și cum zici tu, un ușor journaling. Păi, a început atunci, dar mai e necesar. Și zic de multe ori că exemplul ăsta cu banii e ceva ce lumea poate să relaționeze, știi? Ai fost sărac, ai ajuns să faci bani, dar deși ai bani, te comporți ca un sărac. Pentru că n-ai primit un upgrade în interiorul tău. Știi, poate pentru multe femei nașterea, care presupune o golire de resurse și de tot ce înseamnă energie vitală, nesomnul, neștiutul ce să faci, că poate a generat acea energie masculină să apară, sau poate orice altceva, dar mai este valabil acum. Că Așa pot eu este. să dau cu tot magneziu și cu toate inner peace, inner peace, dacă eu funcționez exact cum spui tu, pe un program vechi, care nu mai este de actualitate. Rezonez foarte mult cu ceea ce ai spus. Eu însă mi-am făcut această experiență. După nașterea celui de-al treilea copil, bineînțeles că energia mamei este o energie în principiu masculină, da? Deci te protejezi până la moarte, da? Când apare puiul. Și avem tendința să dăm, da, foarte, foarte mult, pentru că de asta poate și depinde siguranța și bunăstarea copilului. Dar până când? Deci asta este întrebarea. Și la un moment dat corpul meu a spus, dar, mă rog, și pe fondul relației în care eram, bineînțeles, deci asta spune foarte mult. Corpul meu a început să se dea kicks și făceam școala de naturopatie și știam exact ce suplimente să iau și ce remedii să iau și ce terapii și ce infuzii să mai fac, da, și mă simțeam mai bine, bineînțeles, foarte repede, dar durerea aia, dorul ăla adânc și ce era acolo neadresat la care nu mă uitam și evitam ca dracu de tămâie să mă duc acolo, era încă prezent și după o perioadă. Iar aveam puseuri, iar aveam probleme și până ce nu s-a, da, a fost momentul turnului, când s-a dărâmat tot, m-am uitat acolo înăuntrul meu. Deci, fără să adresăm și acest aspect, și există chiar și o explicație din punct de vedere științific, hipotalamusul, care este centrul supraviețuirii al emoțiilor noastre, al amintirilor noastre, dar tot ce s-ar fi întâmplat în trecut este stocat acolo, practic decide și cascada hormonală, da? Dă mai departe la hipofiză, hei, păi și tu niște hormoni, hipofiza îți duce la tiroidă, tiroida la fel reglează metabolismul, din hipofiză pleacă și răspunsul de stres, deci este absolut legat totul. Hormonii noștri practic sunt o reprezentare în fizicalitate a ceea ce există în plan psihoemoțional în noi și dacă nu ne uităm acolo și nu avem acest timp în care să închidem toate aparatele și să stăm cu acel caietel în față în care să scriem de mână,
Și sau poate să mergem să lucrăm cu cineva, un specialist în domeniu. Nu avem practic, nu facem prea mulți pui cu toate analizele și cu toate suplimentele, deci confirm, am trecut și eu prin această experiență și ca părinte singur, la fel mă regăsesc foarte mult în energia masculină și mai cresc și un business. Deci îți spun, fără să îmi pun timp în calendar pentru mine, deci conștient, nu cred că aș fi pe făgașul bun și pentru că am mai trecut prin acest burnout în viața mea, refuz să fac hustle, de exemplu, pe social media sau să trăiesc pe social media. Deci este foarte important să stabilim aceste granițe și cred că vârsta de 40 de ani vine cu această putere, da, din noi în care putem să spunem nu mai ușor la lucrurile care nu ne mai servesc. Da. Și cum zici și tu, mie mi se pare că e ca un domino partea asta hormonală și cumva dacă stau să mă uit doar la efecte, mama mea, ești analiza aia sau mi s-a întâmplat cu ce pot să dau, cu ce praf de stele pot să dau. De fapt, n-am ajuns la o cauză și n-am ajuns să stau să mă uit și multe dintre noi, femeile, mai ales aici în România, suntem foarte obișnuite să ducem din categoria că nu mai poți, mai poți și să acel grivei în trei picioare cumva, a, nu mai gândești bine, ai ceață mentală, nu dormi, dar asta este, treci printr-o perioadă. Dar în momentul în care poți să folosești, pe mine m-a ajutat aplicația de ce o foloseam, pentru că mi-am dat seama că nu este doar trecător. Că durează deja de 4-5 luni. Hop. Ce pot să fac? Păi dacă eu îmi pun timp pentru clienți, pot să-mi pun timp și pentru mine? Dacă Tu poți eu... să dai dacă nu ai cupa plină, Exact, ce exact dau așa. la ceilalți în momentul în care eu nu sunt Da. hrănită? Și în loc să mă uit, știi, doar la efecte, pentru că există foarte multă informație legată de efecte. Ce să faci dacă? 7 pași ca să, nu știu ce, practici. Dar de unde am pornit? Care este cauza? Ce este acel lucru sau acele lucruri sau acel mediu care întreține? Și în loc să ajung la extremă, că trebuie să fac niște schimbări foarte mari, să poate ajung la dezechilibre care dau în boală și trebuie să ajung la medici care vor să-mi scoată chestii, cum ar fi să n-ajung acolo? Și eu sunt mare fană, să știi, de prevenție. Deci decât să, vai, dar nu vreau să mă uit, nu vreau să mă uit, doare, dar nu prea tare și să mă facă nu există, ca peste 2 ani să fie dita mai căpiță de chestie, prefer să mă uit în ochi, prefer să mă uit la ce fac eu, care sunt cauzele ce țin de acțiunile mele sau de mediul în care sunt și ce pot să schimb. Pentru că în momentul în care îmi dau seama că ține de mine, pentru mine e mult mai ușor. Înseamnă că pot să fac ceva. Ceva mă ajută. Ești un unicorn. Deci, știi ce faci tu bine? Tu îți asumi responsabilitatea pentru viața ta. Și în momentul în care îți dai seama că singurul numitor comun din toate experiențele tale ești tu, tu ești cea care vei putea face și schimbări la starea actuală. Și m-ai întrebat mai devreme, poate n-am intrat acolo, că văd această diferență culturală și nu spun, nu vreau să generalizez, dar într-adevăr, nemțoaicele, de exemplu, sunt mai luptătoare, deci nu stau foarte mult în suferință. Bine, și aici sistemul medical este un pic mai bine pus la punct. Nu înseamnă că nu există abuz și gaslighting, l-am văzut la prima mână când făceam nașteri, dar cu toate acestea, femeile aici nu acceptă foarte multe abuzuri și trec la treabă mult, mult mai ușor. Își asumă responsabilitatea pentru viața lor și cumva și societatea aici în Germania este de așa natură încât s-a promovat această egalitate între sexe. Deși femeile câștigă mai puțin decât bărbații, asta e altă poveste. Însă femeile își asumă responsabilitatea și dacă este să discutăm o diferență, poate că, mă rog, deci la fel, nu vreau să generalizez, eu sunt româncă, tu ești româncă, sunt foarte multe femei care trăiesc această realitate a
da, responsabilizării de sine, dar poate putem să ieșim mai repede și mai ușor din mentalitatea de mioriță, că toate mi se întâmplă numai mie, că trebuie să mă duc la o autoritate ca să-mi spună ce să fac. Și e foarte important, la fel, consider că este extrem de important. Fac cursuri, de exemplu, de 3 ani de zile online și nu reușesc să umplu grupe, da? Să vină femeile în grupuri. Unul la unul, nicio problemă, da? Dar grupuri, să vorbim deschis, să ne vulnerabilizăm, să ne conectăm neuronii oglindă ca să ne vindecăm, cu româncele e un pic mai dificil. Și poate avem nevoie mai mult să ne vulnerabilizăm mai mult, pentru că dacă nu te vulnerabilizezi, cum poți să îți afli puterea, da? Și să-ți deschizi sufletul, așa cum o faci tu acum, spunând, povestind despre provocările tale. Ei bine, cred că asta e diferența Și cred că mai e la noi, mai sunt două aspecte pe care eu le-am văzut. Cumva există credința asta că trebuie să aflu, pentru că la noi, cel puțin, partea asta intelectuală a fost extrem de valorizată și încurajată de când suntem mici. Și vedeți tu că noi în România suntem experți, adică am contabil, dar eu sunt expertă contabilă, am o persoană pe marketing, dar eu știu marketing, pot să lucrez cu cineva cum ești și tu, consultant pe partea asta de sănătate feminină, dar și eu trebuie să știu tot. Și cumva cred că avem tendința asta să tot acumulăm informații, teorie, știm, admirăm persoane care știu foarte multe, dar e o discrepanță mare între ceea ce știu și realitatea mea. Teoretic știu că glutenul mă umflă și nu-mi pică bine, dar continui să mănânc. Sau știu că ar trebui să dorm atâtea ore, sau, dar totuși acțiunea nu reflectă ceea ce eu știu. Da, este foarte greu pentru a integra informații care eventual, chiar dacă știi că îți fac bine, care sunt antagonice, să spunem, credințelor tale, care îți spun că nu ești valoroasă ca femeie, poate, în societate, că viața ta s-a terminat în premenopauză sau menopauză. De asta este foarte greu să introduci măsuri, da, de stil de viață iubitoare pentru tine dacă tu nu ai credințe care să susțină acele acțiuni. Și de asta, la un moment dat, da, lipsa asta de embodiment produce și depresie și anxietate, pentru că deși știi ce ai de făcut, nu aplici lucrurile alea, dar asta pentru că nu ai rezolvat acele credințe legate despre cine ești tu ca ființă și cât de valoroasă este existența ta fără să faci nimic. Cred că mai este și partea asta de, știi, fata bună care vrea să le facă perfect, pentru că mă uitam la mine, știi, mai, astăzi m-am dus doar, am mers doar 5.000 de kilometri, 5.000 de pași, shit, trebuia să fac 10.000. Am făcut doar 5 minute de exerciții și ar fi trebuit să fac jumate de oră. Deci cumva punem și o presiune de a le face perfect, de a le face la cote mari, de a fi mereu sclipitoare și zâne și extraordinare și anulăm cumva cele 5 minute de sport pe care le-am făcut, cei 5.000 de pași pe care am făcut, faptul că am mâncat o săptămână corect și hrănitor. Și punem presiune foarte multă despre într-o zi când toate planetele se aliniază, eu voi ști totul și voi aplica extraordinar. Și uităm de fapt că pașii mici, da? Pașii mici sau zidărie, cărămidă cu cărămidă creează o casă, n-a venit niciodată și a zis, uită casa. Și că sunt acele decizii. Să treci prin Vaslui, prin Burlad. Exact. Ca să ajungi la o destinație, sunt foarte multe stații și mulți pași pe care poți să îi faci. Și de aia cred că cumva femeile din ziua de astăzi, nu doar cele de 40, pentru că văd foarte multe femei în jurul meu, de la 32 deja se preocupă de premenopauză, e un hot subject, încep să fie copleșite. Mamă, dar câte opțiuni de magneziu sunt? Da, pe care să-l iau, dar cum se combină și cumva
Ne pierdem în niște suplimente. De ce iau suplimentele alea? De ce să mă ajute? Cum pot eu, în loc de acai, să iau cătină? Cum pot eu să mănânc leurda de la mine, în loc să iau nu știu ce? Cum pot să iau pătrunjel care detoxifică sau coriandru, în loc să iau spirulină sau alte cele? Adică, cum pot eu, pe principiu, când ies în grădină sau când merg la piață, să aduc acele lucruri în viața mea fără să fie chestii foarte mari, foarte copleșitoare? Cum e pentru tine în practica cu femeile cu care lucrezi? În primul rând am ocazia să fac o anamneză completă și să stau 2 ore cu persoana în fața mea și nu să aud numai o listă de simptome, cât și povestea din spate a simptomelor. Și de multe ori este această nevoie de hrănire și ieșire din acest perfecționism, care de altfel este un răspuns la traumă. Și da, nu mai avem eventual profesorii foarte exigenți sau părinții foarte exigenți care cer foarte mult de la noi și dacă nu le facem, nu primim iubire, în schimb. Iar mai târziu facem noi acest autoabuz față de noi și nu ne apreciem pentru micile câștiguri, ceea ce practic ar crea în sistemul nostru de recompense în creier un efect pozitiv, pentru că dacă tu te recompensezi pentru micii pași pe care îi faci, creierul tău spune: oh, îi place să facă chestia asta, înseamnă că vreau să mai fac lucrul ăsta. Eliberează dopamină și dopamina spune: da, mai vreau lucrul ăla. Deci dacă tu, să spui, implementezi o schimbare în viața ta și, să spunem, îți faci o masă caldă și o mănânci în tihnă singură și eventual îți faci o baie cu spumă, recompensează-te pentru că ți-ai acordat acel timp. Ei bine, creierul tău va înțelege că ești în siguranță atunci când faci lucrurile alea noi și așa creezi schimbare. Și aceste femei care vin spre mine de regulă au probleme de sănătate majore. Lia, este aproape imposibil să nu facem niște analize uneori, să nu facem eventual o analiză de microbiom, de sănătate intestinală. Deci sunt cazuri foarte, foarte complexe, care, bineînțeles, au la bază și un substrat psihoemoțional, de care nu mă ocup eu, dar prin simplu motiv că tu faci aceste acțiuni iubitoare pentru tine, schimbi dieta, introduci un regim de suplimente care să-ți umple rezervoarele, să te aducă din minus pe un zero măcar, ca să poți să mergi după aia pe plus, pas cu pas. Asta ar fi abordarea mea. Deci este un proces în care avem nevoie de cel puțin 6 luni ca să vedem schimbări semnificative. Uneori se văd chiar după o lună, dar în probleme grave de sănătate, eu lucrez, mă rog, și probleme de ordin ginecologic, autoimunitate. E vorba de ani de zile în spate în care s-a creat boala și este nevoie de o fază de hrănire în prima parte, ca după aia eventual să mergem pe plus. Povesteai de testele super sofisticate. Acestea le-am integrat în practica mea pentru a acoperi această nevoie în care femeile, de exemplu, nu primesc răspunsuri din medicina convențională, și până și Hipocrat știa că sănătatea începe din intestin. Și dacă ne gândim înapoi la medicina tradițională chineză, întotdeauna mă minunez cum Dumnezeu, de unde știau vechii chinezi despre toate acestea. Este, mă rog, îmi pot echipui că a fost doar inspirație divină, pentru că altfel nu pot să-mi dau seama cât de multă dreptate au avut, pentru că până și sistemul de meridiane a fost dovedit științific recent. Este foarte, foarte important să pornim din intestin, pentru că acolo este centrul ciului, da? Lăcașul ciului, centrul nostru de putere. Și de fiecare dată când am fi experimentat în viața noastră lipsă de putere, ceea ce este imposibil să nu fi experimentat în această viață, dacă ai venit în această dimensiune, ai semnat pentru astfel de experiențe. Și stresul cronic, în care majoritatea oamenilor, și nu numai femeile, trăiesc în ziua de astăzi, produce
probleme, dar schimbarea microbiomului se produce permeabilitate în intestin plus alimentație și alți factori din mediu și putem să trăim cu probleme digestive. Da, este o balonare sau care de fapt și este focarul de infecție, de inflamație din corp, este focarul de autoimunitate din corp. De asta este foarte important. Când nu mai știi mai departe, să mergi în locurile astea super tehnologizate, dacă vrei. Este o analiză genetică, deci este absolut interesant. Dar uneori mi se întâmplă și mi s-a întâmplat în practica mea. Eu lucrez un pic și intuitiv. De exemplu, am avut pe o doamnă cu probleme foarte mari digestive după tratamente de ani de zile cu niște medicamente specifice care sunt bine cunoscute că afectează sănătatea intestinală și am prescris intuitiv gențiană, care este o substanță amară care ar putea ajuta, de exemplu, digestia după masă. Și ce să vezi, dacă făceam un test de scaun, de ăsta șmecher, puteam să aflăm mai repede, dar pentru că intuitiv folosesc plantele, dar în practica mea, această femeie a eliminat paraziți după câteva săptămâni. Deci se poate și așa, dar se poate și fără teste, dar cu testele uneori este mult mai repede, deci poți să afli mult mai repede și să scurtezi perioada de suferință. Și iar ce vreau să specific, eu recurg în primul și în primul rând la extracte fitoterapeutice mai puternice, deci nu numai ceaiul sau tinctura, pentru că plantele au această funcție, cred, și energetică, nu numai da, fizică. Și deși nu se întâmplă peste noapte, da, schimbarea, noi avem posibilitatea cu spiritul plantei să facem și creșterea noastră personală și spirituală. De exemplu, spiritul crețișoarei este să nutrești mai mult din energia feminină, să te simți în siguranță când ești în energia feminină. Deci cred că crețișoarea e pe toate planurile mele terapeutice. Coada șoricelului, da, Achillea millefolium, planta lui Achille, să ai mai mult curaj, să mergi pe calea ta, să-ți exprimi inima, sufletul, să trăiești viața ta și nu a altora. Deci toate aceste instrumente sunt valoroase, cu siguranță, dar ce este de activat în primă fază în acest proces este puterea personală. Dar ce valoare are existența mea și de ce am venit aici? Și să știi că ai puterea să faci schimbările, să aduci echilibrul, pentru că ne ajută foarte mult. Ne pot ajuta și plantele, și testele, și suplimentele, dar este vorba apoi de cum trăiesc viața mea după ce 6 luni am ajuns în echilibru și mă cunosc și mă descoper. De ce ziceai tu de Miorița? De a nu deveni cumva victime. Ia ce vrei tu, spune-mi ce vrei tu. Și ok, cum se simt lucrurile astea pe care cineva ți le recomandă? Că poate e un da, poate este un nu. Ce se întâmplă în corpul tău? Și cred că în momentul în care reușești să vezi schimbările în tine și să simți ce se mișcă în tine, că sunt lucruri mai dezechilibrate sau ceva ce vine ca un efect al unor toxine sau unui stil de viață mai intens, sau că sunt lucruri mișto care apare bucuria, dormi tu mai bine, ți este viața altfel, e de observat pentru că poți să știi lucrurile ce funcționează și ce nu. Și înainte de a încheia, Simona, mi-ar plăcea să vedem așa un fel de joc pe care să-l facem. Ce ai recomanda unei femei care este în decada asta de 20 de ani? Ce ai Place. recomanda pentru sănătatea ei, pentru o viață mișto trăită mai încolo? Ce obiceiuri sau ce acțiuni ai recomanda? Da, este ceea ce îi recomand și fiicei mele mereu, ea are doar 13 ani, este femeie și ea de un an de zile. Și cred că, mă rog, o să spun, deci mie nu, deci am dezvoltat și eu un pic de am o reacție așa, de exemplu, când îmi spune mie cineva cum să-mi trăiesc viața,
Deci aș vrea să o luați ca și cum ce aș fi făcut eu, de exemplu, la 20 de ani, cu ce știu acum, ce aș fi făcut la 20 de ani, ce n-am făcut și ce aș fi făcut de altfel acum cu cunoștințele mele de acum. Și i-aș spune să, în primul rând, să trăiască în sincron cu ciclul ei menstrual, ceea ce am precizat deja, și să știe, de exemplu, că durerea, că hemoragiile, că disconfortul, migrenele nu sunt normale. Și i-aș spune să meargă la un control ginecologic, cel puțin o dată pe an, ca să descopere eventual dacă sunt probleme din timp, dar foarte multe probleme, cum sunt fibromuterin sau endometrioza, sunt descoperite după ani și ani de chin. Deci nu este nevoie să suferi. Și poți să-ți faci de asemenea și anual analize, de exemplu, sumare, de exemplu, fă-ți vitamina D, mai ales în ziua de astăzi, mai ales dacă stai foarte mult închis, stai la birou, asta este munca ta, fă-ți această testare de vitamina D. Deci chiar azi dimineața am mai primit un răspuns la o analiză foarte jos și suntem în luna mai deja. Așa încât fă acești pași. Vitamina D este foarte importantă în sănătatea reproductivă și sănătatea hormonală, și îți protejează ovocitele, mai ales dacă vrei să rămâi însărcinată. Poți începe chiar de pe acum să îți protejezi capitalul de fertilitate, și pe cât posibil să mănânci curat, da? Să mănânci integral, local, alimente bogate în fitonutrienți pe cât posibil, și să mănânci suficiente proteine. Observ în practica mea că femeile nu mănâncă suficiente proteine, iar proteinele sunt cărămizile de bază ale corpului nostru. Din proteine se formează și hormonii, așa încât mănâncă suficiente proteine. Începe diminețile cu proteină. De asemenea, dacă Bun. să nu 30 de ani e o decadă în care apar schimbări, apare mămicia, apar joburile, apare cariera, apare explorarea. Din experiența ta de viață, ce ți-ai fi recomandat ție la 30 de ani sau ce ai recomandat femeilor în decada asta de 30? Da, deci la fel să facă ce au făcut până acum, dar să pună accent la fel pe somnul de noapte, deci 8 ore pe noapte, și să își ia acei timpi conștienți pentru ea. La fel și eu am avut doi copii după 30 de ani și asta mi-a lipsit. Și poate că acum este timpul la fel să înceapă acel lucru, da, cu sinele, și să se conecteze cu o sursă mai mare ca noi, pentru că noi uităm că nu suntem singure, da? Și asta, bineînțeles, ne obosește. Și dacă mai ales ești plecată câte 10 ore pe zi de acasă, da? Dacă ai un job și te întorci acasă la copii și continui munca acasă, acești timpi pe care să ți iei cu tine conștient sunt un must, și să nu uite de bucuria de a trăi. Deci noi cumva uităm, după ce avem copii, uităm să ne mai bucurăm de viață, să socializăm, să ne luăm poate un weekend liber. Nu ezita să ceri ajutor, să lași copiii cu cineva, o să supraviețuiască, mai ales dacă sunt mai mărișori. Și dacă ai 30 de ani și încă nu ești pregătită să ai copii, dar totuși amâni, poate ai niște planuri de carieră, poate este o idee bună la această vârstă să-ți îngheți niște ovocite. Asta ar fi recomandarea mea, pentru că, cum spuneam, lucrez cu precădere cu femei peste 40 de ani sau undeva 38, 39 de ani, și regretă că nu au făcut lucrul acesta. Deci poate un lucru interesant. Deci dacă nu ești pregătită încă, poate asta ar fi o idee. Bun. Vârsta de 40, minunata vârstă sandwich, în care trebuie să ai grijă și de părinți, în care copiii tăi ajung să fie adolescenți, ei, ce mișto să fii în perioada asta. Sau poate este o perioadă în care, exact cum ai spus tu, ai niște întrebări, poate niște regrete, apar anumite schimbări în interiorul tău. Ce ai recomanda femeilor aflate în decada asta de 40?
Dar la această vârstă este foarte posibil, cum spuneai, să apară aceste modificări da, planul nostru familial, chiar profesional, copiii sunt mai mari și vreau să-ți amintești că nu ești nici măcar la jumătatea vieții tale, da? Deci nu e nici măcar jumătate de centenar, deci ești tânără și frumoasă, să nu uiți lucrul ăsta. Dacă experimentezi aceste modificări hormonale, să-ți aduci aminte de fiecare dată că acesta este poate fi un semn da, organic de tranziție, dar totuși dacă experimentezi simptome foarte neplăcute și debilitante chiar, acesta este un semn de inflamație și în mod obișnuit, dacă corpul tău este bine hrănit, nu este inflamat, nu ai adrenalele împușcate din cauza stresului cronic, după menopauză, oricum, adrenalele preiau producția de hormoni, așa încât cu ceva grijă o să fii bine. Și chiar dacă, să spunem, începe acest declin și toată lumea spune că ești prea bătrână, trebuie să știi că poți să rămâi însărcinată dacă vrei, chiar și cu ovocite mai puține, dacă sunt sănătoase și strălucesc de vitalitate. Iar legat de suplimentarea bioidentică, ți-aș recomanda să nu sari direct în această barcă, să găsești alte soluții, cum ar fi acestea de schimbare de mod de viață și eventual soluții fitoterapeutice care sunt mult mai blânde, pentru că observ, cel puțin până acum, nu există în România, da, specialiști în acest domeniu, ar trebui să fie un follow-up, cel puțin la 6 luni, și dacă iei hormoni bioidentici, poți să-ți faci rău de asemenea. Deci aș recomanda să amâni și ce aș mai recomanda este să devii mai activă fizic, să începi chiar un program de exerciții de forță, de rezistență musculară. Asta te ajută foarte mult pentru mai târziu și e ceva ce femeile practic uită pentru că sănătatea osoasă este influențată de scăderea estrogenului și a progesteronului, așa încât de la început de la 40 de ani poate să vă introducă un astfel de regim de exerciții de rezistență. Și la 50, în decada de 50, în care deja copiii sunt plecați, ai timp liber, ești mai fără atâtea stresuri care le-ai avut, ce recomanzi femeilor în această decadă? Da, deci mă gândeam că eu am 50 de ani peste 2 ani și probabil ai mei o să fie încă pe acasă. Dar o să le recomand să ceea ce îmi doresc eu să introduc în viața mea, să le dea copiilor mai multă independență și să le dea mai multă încredere că pot să facă lucruri și fără ea. Să știe că este o femeie înțeleaptă și vizionară și că poate să dea mai departe un exemplu generației viitoare, pentru că copiii tăi vor vedea, și inclusiv fiul tău, dacă ai un băiat, va vedea că mama sa se respectă, mama sa și ia timp cu ea și va vrea eventual ca partenera lui să aibă exact aceeași timp de bunăstare și la fel fiica ta va vedea acest lucru. De aceea amintește-ți că ești în primul rând un exemplu pentru cei dragi și la fel, aici ar trebui eventual rediscutată această suplimentare bioidentică, dar numai și numai în contact direct și cu un practician foarte empatic și înțelegător care să te ajute din 6 în 6 luni să vezi cum stai. Deci nu se face oricum, mi se pare un pic dus la extrem momentan și aș avea un pic grijă, dar după 50 de ani se poate avea în vedere această suplimentare. Și să nu uităm de testosteron, Lia. Testosteronul este cel mai pregnant hormon al nostru după menopauză, da? Și uneori când testosteronul este mic, nu avem energie, nu avem voință, nu avem libido. Deci să nu uităm și de testosteron și uneori și suplimentarea testosteronului poate aduce mult. Și mănâncă multe proteine și după 50 de ani, foarte important, scade și funcția digestivă, enzime.
Și fă acele exerciții de forță și de rezistență. Nu înseamnă să faci ca un culturist, dar măcar de 2 ori, de 3 ori pe săptămână să faci cu niște gantere mici sau exerciții de picioare sau pilates, de exemplu, este iarăși o chestie foarte faină care ajută rezistența. Dar și nu uita să te bucuri de viață. Asta Alegi este ceva de una importantă, chiar foarte important indicator. Simona, mulțumesc de povestea ce am avut-o, de tot ce am explorat și aș vrea să spun așa la final că am ales să avem discuția asta chiar dacă tu lucrezi foarte practic cu femeile, chiar dacă dai remedii foarte centrate, am ales discuția asta să nu fie despre analize și suplimente. Tocmai pentru că, din punctul meu de vedere, și analizele și suplimentele sunt ceva extrem de unice și individualizate pentru femeia cu care lucrez. Și aici e pentru mine o mare, așa, e destul de riscant să mă apuc să iau ceva că mi-a spus nu știu ce influencer sau influencer îmi face fasting, dar mie îmi crește cortizolul, dar nu-mi dau seama ce se întâmplă. Și de aceea recomand femeile să găsească acele femei cu care rezonează, să înțeleagă cumva contextul și spațiul pe care acea femeie îl susține, iar apoi, personalizat, să poți să mergi și să îți faci doar acele analize de care ai nevoie și să-ți iei doar acele suplimente de care ai nevoie și în ritmul lor. Pentru că degeaba merg la BBT și mi-au 30 de suplimente, dar eu nu absorb nimic în intestinele mele. O chestie. Nu tot ce este pe piață este valoros. Ai ocazia să îți faci urina mai scumpă, dar s-ar putea să nu-ți aducă niciun beneficiu, pentru că nu sunt dozate corespunzătoare. De aceea o evaluare amănunțită și această personalizare este foarte importantă, pentru că noi suntem diferiți și avem nevoi diferite. Și spune-ne, Simona, așa de încheiere, unde te găsesc femeile și ce resurse le oferi și în ce fel pot să lucreze cu tine? Mă găsiți pe simonatanase.coach, acesta este website-ul meu, pe Instagram, pe Facebook și pe TikTok, acolo e un mediu mai ciudat, dar acolo am mai multe vizualizări, așa încât sunt prezentă și acolo, cu femeia fertilă. Am creat 4 programe de sănătate pentru femei în jurul problemelor hormonale și autoimune, precum tiroida, deci fibromuterin, sindrom al ovarelor policistice, endometrioză. Însă este doar partea asta mentală, da? Cunoașterea ce, dar măcar ai o structură, să știi de unde să începi și de acolo eventual poți să vii într-o consultație privată ca să creezi un plan personalizat, dar măcar știi exact unde să mergi și de asemenea oferă o gamă de materiale gratuite, un test de dezechilibre hormonale, dar este centrat, bineînțeles, pe fertilitate, acel test, dar mai oferă și metoda simptotermală, deci workshop-ul legat de metoda simptotermală și chiar 3 luni de gratuitate la o aplicație pe care eu ador și care este foarte etică și nu culege informațiile utilizatorilor. Da, deci chiar am dat drumul de câteva zile, tot pe site-ul meu o găsiți, cu metoda simptotermală. Mai am niște materiale cu suplimente esențiale, la fel ca idee, și aici sunt lucruri care eventual nu fac rău, da? Deci un complex de vitamina B dacă ai stres sau vitamina D dacă ți-a ieșit analiza prost, să știi exact și o sursă de încredere în care eu am încredere și cu care am rezultate la clientele mele. Și postez foarte mult și mă documentez în ceea ce fac și vă invit să-mi urmăriți munca și dacă rezonați să ajungeți într-o consultație. Fac și un webinar despre fertilitate pe 31 mai. Încă n-am reușit să termin pagina, dar o să-l anunț imediat. La fel, o abordare integrativă a fertilității, pentru că de multe ori observ. Deci, în România există două trenduri. Ori hipertehnologizat, asistat, da, fertilitatea asistată, ori naturist. Și vreau să aduc acest echilibru între cele două.
poți să rămâi, poți să ai succes mult mai mare cu medicina reproductivă asistată dacă ai corpul hrănit. Și asta, despre asta o să discut în următorul webinar și eu aduc și acest aspect al minții noastre. În prezent mă certific într-o metodă de neurocoaching cu ultimele studii din domeniul neuroștiinței, pentru că nu poți, Lia, și tu știi asta, nu poți să aduci schimbări în viața ta dacă mintea ta nu este aliniată cu dorințele tale. Deci poate să fie acel conflict interior în care inima ta spune vreau să crezi programul, da, din subconștientul tău îți spune, dar tu nu meriți ceva mai bun. Și atunci ai tot acest sistem în care, cu care să pornești la lucru pentru a-ți transforma, practic, identitatea. Sună minunată, Simona, și cred că oarecum vezi tot ce tot auzim așa de la cliente. Te știu de 3-4 ani până mi-am făcut curaj să ajung la tine. Cred că ține cumva de ce zice cortexul. Ce idee bună aș putea face asta și apoi tăvălugul inconștientul. Nu ești în stare, nu o să-ți iasă, nu e pentru tine, ești expirată, whatever ce vine. Creează un conflict care cumva îți dă eroare, știi, ecranul albastru și nu-ți dai seama cum a trecut un an, doi și dezechilibrul tău poate să apară, știi? Mie de aia, pe mine m-a ajutat foarte mult, uite, de exemplu, și postările tale despre diverse plante pe diverse afecțiuni și am început să fiu mult mai atentă, de exemplu, când merg pe câmp. Știi, a, uite, aia știu că e pentru aia, aia știu că pentru aia, sau îmi rog prietenele care, sau maică-mea care stă la țară, uite, să-mi culegi chestia asta și am ceaiuri pe care. Și asta deja este un pas, pentru că lucrurile alea tot ajung la noi și putem să folosim informația aia să ne descoperim, să ne împuternicim și să facem acțiunile alea micuțe, dar care pot să facă o diferență în viața noastră. Mulțumesc tare, tare mult de poveste, de ce ne-ai oferit și dacă femeile doresc să descopere din resursele pe care le ai, din programele pe care le oferi sau sesiunile private, pot să dea click mai jos și datele tale vor fi acolo. Mulțumesc, Simona, tare mult și așa, te recunosc pentru foarte multă energie și foarte mult drag așa de femei care se simte în tot ceea ce împărtășești, cumva din experiența ta, din viața ta, din provocările tale, cumva, uite, nu trebuie să ajungeți la, uite, există lucruri ușoare care se pot face. Îți mulțumesc că mă vezi. Simt că, mă rog, abordarea mea nu este atât de populară și nu am mii de followeri, tocmai pentru că este de lucru, doamnelor. Deci că este un proces, dar sunt convinsă că plantăm în continuare semințe și la un moment dat, cine trebuie să audă, o să audă. Și îți mulțumesc tare mult pentru acest spațiu și m-am simțit minunat la voi și vă doresc multă, multă sănătate și să vă îndepliniți toate dorințele. Curând.